Ciao, bine ai venit pe canalul meu, eu sunt Ralu și astăzi am pentru voi cea mai ușoară rețetă de cornulețe tradiționale făcute cu untură în casă. Sunt umplute cu rahat și sunt foarte fragede. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați la canalul nostru și să activați și clopoțelul pentru mai multe rețete ușoare și delicioase tradiționale românești. Sunt atât de fragede și delicioase încât se vor topi în gură. Pentru această rețetă am folosit următoarele ingrediente. Câteva cuburi de rahat, 100 de grame de untură, 100 de grame de smântână, 120 de grame de făină, un praf de sare, esență de vanilie, și puțin zahăr vanilat pentru decor, pudră. Într-un bol adăugăm untura, smântâna, vom adăuga și un praf de sare, doar foarte puțină sare. În această rețetă nu punem zahăr. Adăugăm esența de vanilie și făina. Adăugăm treptat făina și frământăm bine. Această rețetă nu necesită multă frământare. Chiar trebuie să frământăm foarte puțin pentru ca untura să nu se topească. Adăugăm treptat făină până când coca se va dezlipi de pe degete. Apoi, coca are nevoie să stea la rece, ca untura să se întărească din nou. O punem la rece cu folie 2 ore. După 2 ore, am scos coca din frigider și uitați ce bine se întinde și nu se lipește deloc. Am întins o foaie de coca foarte, foarte subțire. Acum, cu ajutorul unei farfurii, voi decupa un rotund. Așa trebuie să fie de subțire, cât de subțire puteți voi. Acum vom tăia coca și, atenție, aceste triunghiuri le puteți face cât de mari sau cât de mici doriți. Vom pune rahat și le vom rula frumos. Această rețetă este una foarte ușoară și am învățat cu timpul că atunci când noi punem făină cât cuprinde, rețetele vor ieși mult mai bine. Așa că dacă la cocă simțiți că mai aveți nevoie să mai adăugați puțină făină, sunteți liberi să adăugați. Această rețetă se mai numește și făină cât cuprinde. Cu multă răbdare vom rula bine cornulețele. Aveți nevoie de o tavă și de hârtie de copt. Pe tavă am pus hârtie de copt și așez frumos toate cornulețele. Cuptorul trebuie să fie preîncălzit la 180 de grade. Vor sta la cuptorul încălzit la 180 de grade aproximativ 10 minute. Se vor coace foarte repede deoarece coca este foarte subțire. Și gata, uitați cât de bine arată, sunt cornulețele noastre românești tradiționale care nu trebuie să lipsească de pe masa de Crăciun. Sunt foarte fragede și se vor topi în gură. Dacă ați făcut această rețetă, nu uitați să-mi trimiteți o poză sau să mă științați jos în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult că urmăriți canalul meu, nu uitați să ne dați un like și ne vedem data viitoare cu încă o rețetă minunată. Vă pup și pe curând, pa, pa!